Peste 1 milion de români au aplicat pentru un job în ultima lună, potrivit unui studiu eJobs, și asta în condițiile în care, în aceeași perioadă anului trecut, cererea era undeva la jumătate, cu 570.000 de aplicări depuse. După ce, în prima jumătate a lunii aprilie, atât angajatorii cât și candidații au bătut cumva în retragere, odată cu încheierea stării de urgență, au fost reluate procesele de recrutare și căutarea unui loc de muncă. Numai în perioada 1-15 mai au fost înregistrate aproximativ 650.000 de aplicări. Cel mai căutat domeniu a fost comerțul, cu peste 200.000 de cereri, urmat de IT și servicii. În contextul actual, candidații vor să fie pregătiți și caută să se angajeze în sectoarele care au cele mai multe șanse să rămână în picioare după criză. Se vede și o preocupare sporită din partea tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, care, în mod normal, aveau tendința să amâne momentul angajării chiar până după absolvirea facultății. Însă, acum, ei au depus aproximativ 150.000 de cereri. Cele mai multe sunt din partea candidaților din categoria de vârstă 25-35 de ani. Companiile afectate cel mai puțin de criză ar fi cele din sfera serviciilor financiare, a sectorului imobiliar și retailul online, potrivit unei analize PricewaterhouseCoopers România. Pandemia a împărțit afacerile în 4 categorii: servicii esențiale, mari câștigători, perdanți și supraviețuitori. Din categoria serviciilor esențiale fac parte sectoarele precum cel farmaceutic sau cel alimentar. Cei care au înregistrat o creștere a cererii în perioada crizei sunt, de exemplu, platformele de comunicații video sau telemedicină. La polul opus se află turismul, divertismentul și restaurantele, care au fost cel mai puternic afectate de criză. Activele din domeniul imobiliar sunt afectate diferit în funcție de zona în care operează afacerea. Hotelurile sau aeroporturile resimt cel mai puternic impactul inițial și înregistrează rapid pierderi. Altele ar putea fi afectate în timp, spre exemplu zona de office sau logistica. Există însă riscul ca declinul pe termen scurt să se transforme într-un impact asupra afacerilor pe termen mediu și lung. Valoarea unei afaceri este, în primul rând, determinată de capacitatea ei de a genera numerar în viitor. Deci este important impactul unei recesiuni asupra fluxurilor de numerar. În analiza acestor fluxuri trebuie luat în calcul în ce măsură situația curentă a fost reflectată în previziuni, dar și alți factori externi, cum ar fi cursul valutar. Diferite scenarii, precum cel al unei crize pe termen scurt sau al unei crize de durată, ar putea ajuta la estimarea eventualelor riscuri. Trebuie luată în calcul și rata de creștere pe termen lung, care reflectă așteptări despre inflație, dar și despre creșterea economică, mai spun realizatorii studiului. Pentru afacerile din sectorul de turism sau transporturi, în care există sume mari de venituri înregistrate în avans, posibilele anulări sau rambursări vor genera deficite ale capitalului de lucru care vor trebui acoperite. Este necesară o revizuire a fiecărei date de intrare și evaluarea rezultatului final. De exemplu, ratele fără risc au înregistrat o scădere globală ca urmare a acțiunilor băncilor centrale. Pe fondul declinului pieței de capital, impactul diferă în funcție de sector. Datorită volatilității sporite a prețurilor acțiunilor, ar putea fi potrivită utilizarea unei medii pentru câteva săptămâni în locul valorilor zilnice. Având în vedere incertitudinea crescută, dincolo de performanța financiară, trebuie acordată o atenție sporită lichidității. Guvernul pune IMM Invest pe steroizi ca să ajungă și la companiile mari. Se conturează programul guvernamental care va ajuta companiile de dimensiuni mai mari să aibă acces la finanțare. Ministrul Finanțelor spune că proiectul care reglementează acest ajutor ar putea fi aprobat de guvern săptămâna viitoare. Vor avea credite garantate de stat companiile cu cifră de afaceri mai mare de 20 de milioane de euro. Nivelul garanțiilor este aproape la jumătate față de IMM Invest. Raportul este la nivelul deja aprobat de Comisia Europeană. Logica acestui sistem de garanții mai mici pentru companiile mai mari ar fi
că la dimensiuni mari avem foarte multe companii cu acționariat străin care pot fi finanțate de grupurile mamă, cele care vor avea acces mai ușor la acele programe mari europene sau din țările de origine. În plus, ele au acces mai ușor la creditarea bancară datorită dimensiunilor. Greu este pentru firmele mici. Domnul ministru, suntem pregătiți cu ordonanța de urgență privind schema de stat pentru companiile mari. Să vă prezentăm în primă citire schema în memorandum în ședință de guvern și la ședința următoare va trebui să o și aprobăm. Plafon maxim de 8 miliarde de lei în această schemă. Se vor califica companii care au o cifră de afaceri mai mare de 20 de milioane de euro și sistemul va fi de garantare până la 80% din credite, tot pe o perioadă de 6 ani, dar cu subvenția dobânzii nu mai mult de 50%. Schema, bineînțeles, 50%. Corect. Schema a fost notificată Comisia Europeană prin Consiliul Concurenței și detaliile schemei le vom negocia, le vom face exact cu Comisia Europeană. E un produs așteptat și creditele pentru capital de lucru și pentru investiții pe același mecanism ca la IMM Invest? Corect. Ghișeul.ro și spațiul privat virtual al ANAF încep integrarea bazelor de date. Interconectarea celor două platforme va avea loc săptămâna viitoare, iar persoanele înregistrate în spațiul privat virtual vor putea face plăți online direct cu cardul bancar prin ghișeul.ro. Această digitalizare va permite achitarea peste 30 de taxe și contribuții, de la impozitul pe venit la accize, la taxe colectate și plata unor penalități. În plus, Ministerul Finanțelor a anunțat că va permite înregistrarea contribuabililor în spațiu privat virtual cu ajutorul identificării video în baza documentelor transmise sau a informațiilor comunicate pe baza acordului privind prelucrarea datelor cu caracter personal. După înregistrarea cererii și confirmarea identității contribuabilului, acesta trebuie să se programeze online pe site-ul ANAF. În urma identificării vizuale online, cererea va fi aprobată, iar contribuabilul va fi notificat printr-un e-mail. Achiziții de sute de milioane de lei și zeci de milioane de euro făcute la nivel central și local în stare de urgență sunt investigate acum de procurorii DNA, care au deschis 33 de dosare pentru suspiciuni de abuz în serviciu. Este vorba despre trei tipuri de fapte. Vorbim de materiale de protecție pentru medici cumpărate la suprapreț, măști chirurgicale neconforme, chiar periculoase, dar și nereguli în cazul centrelor de carantină. Direcția Națională Anticorupție a prezentat azi stadiul anchetelor, fără însă să dea prea multe detalii, pe motiv că investigațiile sunt în curs. A doua categorie de dosare, în legătură cu pandemia provocată de coronavirus, pot să vă aduc la cunoștință că la Direcția Națională Anticorupție sunt înregistrate un număr de 33 de dosare penale, din care, în 25 de cauze, procurorii s-au sesizat din oficiu. La tipologii de anchete privind pandemia, menționăm încălcarea prevederilor legale pentru organizarea, atribuirea, derularea unor contracte de achiziții publice directe a unor echipamente de protecție, măști, viziere, combinezoane, izolete și alte materiale. De asemenea, achiziționarea de măști medicinale neconforme, considerate periculoase și interzise în Uniunea Europeană. Stabilirea centrelor de carantină și repartizarea persoanelor în centre de carantină. Ceea ce privește suma totală, nu vă pot da un răspuns. Sesizele pe care le-am văzut se referă la sute de milioane de lei și la milioane de euro ca prejudicii reclamate și estimate. La nivelul serviciilor teritoriale și la nivelul există și dosare care se referă la achiziții făcute de alte instituții în afară de cele centrale. Verificăm achizițiile publice făcute atât la nivelul ministerelor, cât și la nivel local și la nivel descentralizat, nu numai local, ci și în București, de spital. Piața imobiliară a avut în început de an foarte bun, dar s-a blocat în pandemie. În aprilie, vânzările de locuințe au scăzut cu 40% față de luna martie 2020. Scăderea numărului de tranzacții este de obicei primul semn al unui deranj în această piață, însă acum a fost
un caz special. Mulți au renunțat la ideea de a mai cumpăra un imobil, fie pentru că nu puteau merge la vizionare, fie pentru că au dorit să pună bani deoparte și să intre în așteptarea unor scăderi de prețuri, care pot veni sau nu. Depinde cum se va produce relansarea. Pe segmentul de intrare a veniturilor mai mici se poate să apară o problemă, în special în afara centrelor urbane. Centre urbane mari. Însă, pe segmentul peste medie, așteptarea unor scăderi, să spunem că este hazardată. Multe domenii unde salariile sunt peste medie nu au fost afectate de pandemie. Așa cum ați văzut și mai devreme, sunt domenii care chiar au prosperat. Acolo cererea va rămâne în picioare și posibil să se consolideze. În luna aprilie acestui an, o lună afectată de izolarea impusă de autorități pentru a limita răspândirea pandemiei de coronavirus, au fost vândute la nivelul întregii țări aproximativ 27.000 de imobile. Datele Agenției Naționale de Cadastru ne arată că au fost vândute la nivelul întregii țări cu aproximativ 21.000 de imobile, mai puțin decât în luna martie 2020. Dacă la sfârșitul lunii martie și începutul lunii aprilie scăderile au fost semnificative în domeniul imobiliar, lucru care era de așteptat în vedere starea de carantină, la acest moment vedem o reluare a apetitului cumpărătorilor și o cerere în creștere, o cerere care crește de la săptămână la săptămână. Vorbim de procente semnificative aici, dacă scăderile inițiale au fost de aproximativ 60%, acum vedem o creștere de aproximativ 10% în fiecare săptămână. Odată cu trecerea la starea de alertă, cei care vor să cumpere o locuință pot merge din nou la vizionări. În această perioadă ne bucurăm că putem merge și putem relua vizionările împreună cu clienții noștri. Încă din starea de urgență le-am oferit tur virtual, schițe online. Acum clienții pot veni să vadă și fizic apartamentele. Bineînțeles că ne luăm măsuri de protecție, purtăm măști, cască de protecție în momentul în care intrăm pe șantier cu clientul, păstrăm distanța, dacă se poate ne întâlnim direct la locație și ne luăm absolut toate măsurile de siguranță necesare pentru a ne proteja sănătatea în primul rând. Cei care vor să cumpere un apartament se lovesc acum de probleme în privința creditării. Care este avansul pe care îl dețineți în momentul de față? 5%. Bun, având în vedere că avansul este de doar 5%, exclude în varianta creditului ipotecar, deoarece avansul a crescut până la 35%. Iar în privința noului credit, o familie, o casă, va trebui să mai așteptăm o perioadă, deoarece în momentul de față nu există norme de aplicare. Întâmpinăm dificultăți prin prisma modului de achiziție, adică a creditării, deoarece băncile au ridicat avansul în cadrul creditelor ipotecare, iar în cadrul creditelor o casă, o familie, nu există încă norme de aplicare, ceea ce duce la întârzierea tuturor dosarelor pe care le avem în lucru în momentul de față. Dezvoltatorii imobiliari spun că nu vom asista la ieftinirea locuințelor, mai ales că în ultimele luni mulți români s-au întors din străinătate și astfel cererea de locuințe va crește. De la ridicarea stării de urgență, cele mai căutate au fost casele cu grădină sau apartamentele cu terase spațioase. Afectate deja de efectele pandemiei, statele din estul Europei se confruntă acum cu seceta. În unele părți din România și Polonia este cea mai gravă secetă din ultimii 100 de ani, iar în Cehia este cea mai gravă din ultimii 500 de ani. Situația din agricultură va agrava recesiunea economică de după pandemie, potrivit unei analize Bloomberg, cel puțin la nivel de producție națională și agricultori, căci din perspectiva cererii aceasta va fi acoperită la nivel global, sunt date care arată că producția agricolă din acest an va fi bună în ansamblu, deci nu va fi penurie, nu se face grâu în Europa, va fi producție peste medie, să spunem, în Canada sau în Rusia. Deci nu există un pericol de a avea lipsuri după această pandemie. Și până la urmă, dincolo de problemele reale înregistrate la nivel local, este importantă securitatea alimentară. Seceta care pârjolește recoltele fermierilor din Europa de Est ridică semne de întrebare cu privire la asigurarea securității alimentare într-o regiune care are amintiri dureroase în ceea ce privește lipsurile alimentare din perioada regimurilor totalitare. În plus, această situație are loc imediat după problemele întâmpinate recent cu asigurarea medicamentelor și echipamentelor medicale de protecție împotriva coronavirusului. Președintele unei asociații agricole din Cehia crede că situația de acum este însă mai gravă decât cea legată de lipsa medicamentelor și a echipamentelor de protecție. Poți să începi să-ți produci singur echipamentele medicale, dar nimeni nu poate produce instantaneu alimente dacă este o urgență, spune acesta.
Autoritățile din România, al doilea exportator de grâu din Europa, prognozează că recolta ar putea coborî la jumătate față de o medie de 9 milioane de tone pe an. Acest lucru a determinat guvernul de la București să interzică exportul de grâu spre alte destinații decât cele din Uniunea Europeană, ceea ce a provocat o undă de șoc pe piețele globale și critici din partea Comisiei Europene. O săptămână mai târziu, Bucureștiul a renunțat la interdicție. În condițiile în care statele est-europene au evitat un număr mare de decese din cauza COVID-19 datorită introducerii rapide a carantinei și a măsurilor de distanțare socială, președintele Cehiei Miloš Zeman crede că seceta este o problemă mai gravă decât coronavirusul, iar pentru a face față acestei situații, el a cerut guvernului să construiască mai multe rezervoare pentru apă. În Polonia, țară cu peste 2 milioane de fermieri, recolta de cereale ar urma să scadă cu peste 8% în acest an, potrivit Institutului pentru Agricultură și Alimentație de la Varșovia. Iar impactul dublu venit din partea noului coronavirus și secetei a adus din nou agricultura în centrul politicii europene. Situația din regiune a determinat guvernul polonez să ceară ca o parte mai mare din bugetul comunitar pentru perioada 2021-2027 să fie alocată fermierilor. Propunerea va întâmpina însă multe obstacole, având în vedere că agricultura este deja cel mai mare beneficiar al bugetului european. În plus, autoritățile din regiune sunt îngrijorate de majorarea prețurilor în perioada următoare. Guvernul de la Varșovia chiar a cerut autorităților de concurență din Polonia să analizeze creșterea prețului alimentelor, care ar urma să se majoreze cu 15% în acest an. Aceasta este o temere în toate țările din regiune, unde oamenii sunt forțați să cheltuie o parte mai mare din veniturile lor pentru alimente decât în vestul mai bogat. Mai mult, există riscul ca unele țări să introducă restricții la export. Autoritățile de la București au anunțat că vor lua măsuri pentru a se asigura că există stocuri suficiente, iar ministrul agriculturii spune că guvernul este pregătit să interzică din nou exporturile dacă va considera că siguranța alimentară este în pericol. Suntem într-o perioadă de supraproducție în industria alimentară până la nivelul în care alimentele ajung să fie aruncate. Totuși, nu e bine ca ele să ajungă pe piață la prețuri diminuate puternic. Ar fi o invitație la deflație și este cel mai grav fenomen cu efecte devastatoare. Sectorul de divertisment va pierde în următorii 5 ani 160 de miliarde de dolari. Impactul se va resimți și în 2021. Este o industrie unde șocul de ofertă, adică lipsa producției în această perioadă de restricții, va fi resimțit pregnant și când se va reveni spre normalitate. Cu acestea și multe alte informații revenim după pauză. Mesaj de interes public. Pentru sănătatea dumneavoastră și pentru a contribui la împiedicarea răspândirii noului coronavirus COVID-19, Autoritatea pentru Digitalizarea României vă recomandă să folosiți plățile cu cardul bancar, plățile online, serviciile de internet banking. Accesați pagina www.ghiseul.ro pentru a achita online toate taxele și impozitele, inclusiv amenzile. Aveți grijă de sănătate! O campanie inițiată de Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României. Mesaj de interes public. Am revenit la Business Club. Hipermarketuri, bănci, ONG-uri, toți se gândesc în această perioadă cum să ajute pentru a depăși cu bine pandemia de COVID-19 și așa apar faptele bune. Întrebăm tot timpul ce va fi mâine. Mâine îl facem noi azi. Kaufland. Kaufland finanțează producția unui robot de dezinfecție dezvoltat de Modulab din București. Robotul este un sterilizator mobil care omoară bacterii și virusuri printr-o tehnologie folosită deja pe plan mondial, iradierea germicidă prin ultraviolet. Unitatea va fi donată Spitalului de Urgență Suceava. Kaufland a răspuns campaniei de crowdfunding lansată de Modulab. Laboratorul și-a propus să fabrice 10 roboți inteligenți de dezinfectare fără contact și 50 de variante non-autonome ale acestuia. Organizația Salvați Copii a făcut donații de 15.000 de euro către Spitalul Județean de Urgență Focșani. Este a treia etapă de sprijin pentru această unitate. Spitalul a primit echipamente de protecție, un laringoscop cu fibră optică și 25 de termometre no-touch. De la debutul pandemiei, organizația a ajutat 42 de spitale din toată țara, primind donații de aproape 600.000 de euro de la persoane fizice și juridice din România.
BCR oferă organizațiilor non-guvernamentale finanțări în sumă totală de 730.000 de euro cu dobândă zero pentru anul 2020, ca măsură de sprijin în contextul pandemiei. Dobânda este subvenționată de Fundația Erste, parte a grupului MAMA. Finanțările sunt acordate în lei și pot avea ca destinație acoperirea capitalului de lucru sau implementarea proiectelor europene cu fonduri nerambursabile. Creditele se acordă pe o perioadă de 12-18 luni în cazul capitalului de lucru sau 3 luni după data încasării în cazul prefinanțărilor europene sau granturilor de diverse tipuri. Azi stăm acasă, iar mâine toată România va fi casa noastră. Ce facem bine azi, ne face bine mâine. Kaufland. Un program rablat de 20 de miliarde de euro, asta pregătește Comisia Europeană în cadrul unui pachet uriaș de stimulare pentru industria auto-europeană, un sector grav afectat de pandemia de coronavirus. De aceste fonduri ar urma să beneficieze și românii care își vor cumpăra mașini ecologice. Întregul program de susținere a industriei auto ar urma să fie inclus în pachetul de 100 de miliarde de euro anunțat de Comisia Europeană ca ajutor pentru redresarea transportului, potrivit unei publicații germane citate de Profit.ro. Detaliile despre cum vor putea fi accesați banii încă se discută la Bruxelles. Există controverse legate de ce fel de mașini vor fi acceptate în acest program. Germania susține stimularea achiziției de mașini până la 140 de grame pe kilometru de dioxid de carbon, mult peste limita de 95 de grame impusă în acest moment. Grupurile de lobby de mediu spun că dacă vor fi acceptate aceste relaxări a limitelor de emisii, ar fi afectate serios eforturile de reducere a poluării în Europa. Piața berii este puternic afectată de criză, iar orzul de calitate riscă să ajungă nutres pentru animale. Închiderea puburilor și anularea unor evenimente precum Oktoberfest au redus cererea pentru malțul utilizat la producția de bere și whisky. De aceea, producătorii au închis fabricile sau și-au redus activitatea, ceea ce înseamnă o lovitură pentru fermieri care vor ajunge să-și vândă recoltele la un preț mic ca nutreț pentru animale. Peste 15% din orzul cultivat la nivel global este utilizat în producția de malț. În sezonul viitor, stocurile de orz din Uniunea Europeană vor crește cu 14% și vor ajunge la 6,6 milioane de tone. Însă, prețul orzului a scăzut deja în Franța la cel mai redus nivel din ultimii 5 ani. Orzul din care se produce malț trebuie depozitat în condiții speciale, iar cum următoarea recoltă va începe în luna iunie, mulți agricultori nu dispun de spațiu necesar pentru a putea stoca orzul până când cererea va reveni. Cel mai mare producător de malț la nivel mondial se așteaptă să-și reducă achizițiile de orz, iar principalul său rival a închis deja temporar 4 fabrici de procesare din America de Nord. În aceste condiții, diferența de preț între orzul de calitate utilizat pentru producția de malț și cel utilizat drept nutreț pentru animale s-a redus din cauza diminuării cererii și va continua să scadă. La nivel global, guvernul american se așteaptă ca în sezonul următor stocurile mondiale de orz să se majoreze cu 7% până la cel mai ridicat nivel din ultimii 5 ani. Și chiar dacă sectorul băuturilor își va reveni în acest an, impactul resimțit pe piața orzului va dura până la 2 ani, sunt de părere fermierii. Iar orzul este doar un caz, poate mai puțin relevant pentru majoritatea, excepția e categoria băutorilor de bere, dar la nivel de industrie alimentară este o problemă mare. Pescarii olandezi, de exemplu, nu mai ies în larg, mii de tone de brânză expirată sunt aruncate în Franța, iar belgenii sunt îndemnați să mănânce mai mulți cartofi prăjiți. BBC a făcut o radiografie a crizei cu care se confruntă industria alimentară din Europa din cauza pandemiei de coronavirus. Este o criză de supraproducție, gravă. Sunt cazuri în care alimentele sunt aruncate pentru a nu duce prețurile în jos. Deși pare așa risipă, să știți că nu este strategia greșită. Vânzarea lor la un preț foarte mic pentru a scăpa de ele poate forma un curent de deflație care este extrem de toxic. E fix
ce nu avem nevoie în acest moment. Ba din contră, la condițiile pe care le avem în lume, chiar ar fi nevoie de un picuț de inflație. Nu mult, dar ceva peste media obișnuită. Poate veni pe alocuri din șocul de ofertă care va apărea în diverse industrii, dar posibil să nu fie ceva semnificativ, ceva creșteri de prețuri care să umfle fluxurile financiare, să urce profitabilitatea companiilor și să stimuleze majorările de salarii ar fi de dorit. S-ar putea totuși pe o posibilă contracție a cererii să nu avem parte de așa ceva. Also so extrem gab es nicht, dass ich nur die Hälfte in den anderen Jahren beenden konnte. Industria alimentară a Europei este puternic afectată de pandemie. Prețurile peștilor prinși în Marea Nordului au scăzut foarte mult. Limba de mare, care se vindea cu 14 euro pe kilogram, este acum doar 8 euro. Mai bine de jumătate dintre pescarii olandezi nu mai muncesc. Ja, de prijzen zijn te laag. En als je de overfisht, dan ja, grotendeels wordt nu alles opgeslagen in de vrieshuizen. Als die vol komen te staan, heb je helemaal geen prijs. Una dintre problemele cu care se confruntă agricultura din vestul Europei este lipsa de muncitori. O fermă de sparanghel din Germania a reușit să aducă din țările din est doar jumătate din forța de muncă de care avea nevoie. Also so extrem gab es nicht, dass ich nur die Hälfte in den anderen Jahren beernten konnte. Es war vielleicht mal der Ertrag ein bisschen niedriger oder mal die Qualität ein bisschen schlechter aufgrund des Klimas, aber dass ich gar nichts beernten konnte, gab es noch. În Franța, 1500 de tone de brânzeturi au expirat după ce piața acestui produs aproape că a dispărut. Les gens se sont détournés de nos fromages, qui sont des fromages de qualité, qui sont liés à un achat plaisir. Ils se sont orientés vers des fromages industriels ou et en plus des fromages qui avaient des longues durées de vie. În Belgia, aproximativ 750.000 de tone de cartofi zac în depozite. Ar fi trebuit să ajungă în restaurante sau la export. This is a food storage facility in the Netherlands, the biggest in Europe, for companies to preserve their excess. Now, during the pandemic, we've heard lots about supermarket panic buying, the need to continue to distribute goods, but actually, conversely, there are many companies who used to sell to restaurants or corporate staff or catering that simply cannot shift their products, and these facilities all around Europe are almost at capacity. Analiștii preconizează că industria alimentară va avea pierderi uriașe anul acesta, iar mii de companii mici riscă falimentul. Sectorul de divertisment va pierde în următorii 5 ani 160 de miliarde de dolari. Impactul se va resimți cel mai puternic la nivelul anilor 2020 și 2021, potrivit analiștilor. Se prognozează că sectorul spectacolelor va pierde peste 24 de miliarde de dolari în următorii 5 ani, iar creșterea veniturilor va fi mai mică cu peste 11% față de estimările inițiale. În schimb, sectorul de streaming va înregistra o creștere suplimentară de 12% a veniturilor până în 2025. În ultimele 3 luni, în contextul izolării și a restricțiilor impuse, marile companii din acest domeniu au anunțat deja creșterea ale numărului de abonați și ale consumului. Prognozele arată că piața de publicitate, TV și online va pierde aproximativ 40 de miliarde de dolari din creșterea veniturilor pe 2020 și chiar mai mult, până la 43 de miliarde de dolari în 2021. Această zonă va da semn de revenire abia în 2022, însă sub estimările anterioare pandemiei. Închiderea cinematografelor are un impact imediat asupra veniturilor, însă, pe termen lung, asta înseamnă că numărul mare de filme care concurează pentru a fi lansate de anul viitor va duce la o încetinire a producțiilor. Televiziunile cu plată, care au suferit pierderi din cauza evenimentelor sportive anulate, vor pierde din valoarea de piață, mai avertizează analiștii. În Statele Unite se arată primele semne de revenire din economie. După o scădere economică abruptă și devastatoare de 2 luni, apar primele semne de creștere. Dacă s-ar menține evoluția bună și în lunile următoare, atunci încă se poate produce acea revenire în V. Dar va fi o recesiune extrem de dură, curtă însă. Deja în state se îmbunătățesc și datele despre șomaj. Săptămâna trecută, numărul cererilor de șomaj a scăzut la 2,4 milioane. E încă dureros de mare această cifră, dar este în scădere față de acel amețitor 6,9 milioane înregistrat pe la început de pandemie. Situația e dureroasă totuși, cu 38,6 milioane de șomeri înregistrați în pandemie.
Scăderea economică generată de pandemie a fost cea mai gravă pentru Statele Unite de după Marea Depresiune, dar pare că s-a oprit, potrivit publicației Wall Street Journal. Pentru moment sunt în curs măsurile de atenuare a jocului din piață, iar relansarea dă semne de viață. Prăbușirea consumului a fost la baza căderii din economia americană, mai ales că activitatea din retail s-a oprit brusc, însă acum în analizele săptămânale au început să apară semne firave de revenire a comerțului. Apetitul de consum este o cale prin care se poate ieși din blocajul actual, dar asta înseamnă că oamenii și firmele să aibă resurse pentru a consuma. De exemplu, în perioada 15 ianuarie-9 aprilie, cererea pentru dispozitive Apple a scăzut cu 50%, dar după această dată a recuperat din pierdere, iar acum se înregistrează o scădere de 20%. De asemenea, au crescut ușor deplasările persoanelor către magazine de retail, potrivit datelor Unacast, o companie care analizează mobilitatea în Statele Unite. Deplasările nu sunt mereu egale cu decizia de cumpărare, dar arată că oamenii încep încet încet să revină la obiceiurile cotidiene de dinainte de pandemie, deci consumul va fi o consecință firească. O altă firmă de tranzacții imobiliare transmite și ea date optimiste. Potrivit Redfin, cererea clienților scăzuse cu o treime, dar acum a ajuns la un nivel mai mare decât cel de dinaintea pandemiei. Iar astfel de semnale vin din multe sectoare ale economiei americane. Uber Technologies a anunțat pe 7 mai creșteri de 3 săptămâni la rând, iar rețeaua de fast food Wendy's a raportat o scădere de doar 2% față de anul trecut. Nu ne putem baza pe aceste raportări pentru a spune că a trecut criza pentru economia americană, spun economiștii, dar sunt mici semne de creștere și de reluare a activității și marchează începutul sfârșitului recesiunii. Dacă aceste tendințe se mențin, ar putea urma evoluții și mai bune în iunie și apoi o activitate economică tot mai puternică în lunile de vară. În acest caz am vorbit despre cea mai profundă criză de după 1930 pentru economia americană, dar și cea mai scurtă. Ar fi o scădere abruptă, dar întinsă doar pe 2-3 luni față de o recesiune clasică ce se întinde teoretic pe o perioadă cuprinsă între 6 și 18 luni. Senatul Statelor Unite a adoptat un proiect de lege care ar putea interzice multor companii chineze să se listeze la bursele americane. Practic, le este interzis accesul la capitalul american. Legislația le impune companiilor să respecte o serie de dispoziții stricte pentru a fi admise la tranzacționare. În primul rând, trebuie să dezvăluie dacă sunt deținute sau controlate de un guvern străin. În al doilea rând, trebuie să respecte standardele americane de audit în ultimii 3 ani, precum și alte reglementări financiare. Măsura trebuie aprobată și de Camera Reprezentanților înainte de a fi semnată de președintele Donald Trump. Cu toate că legea va putea fi aplicată pentru orice companie străină care va dori accesul la piața de capital americană, parlamentarii au afirmat că măsura este adresată în principal Beijingului. Adoptarea în unanimitate a proiectului de lege în Senat reflectă nemulțumirea tot mai mare în rândul parlamentarilor americani față de China, de modul în care aceasta gestionează epidemia de COVID-19 și nerespectarea persistentă a standardelor americane de raportare financiară. Autoritățile de la Atena au anunțat lista celor 19 țări care vor putea trimite turiști în Grecia din 15 iunie. Pe listă este și România, cu detalii revenim. Am revenit la Business Club. Autoritățile de la Atena au anunțat lista celor 19 țări care vor putea trimite turiști în Grecia din 15 iunie. Pe listă e și România. Anul trecut, Grecia a avut 33 de milioane de intrări, din care cele ale românilor bat spre milion, potrivit unor statistici. Turismul asigură 25% din PIB-ul țării în mod normal și economia este practic dependentă de acest sector. Sezonul estival în Grecia va începe în mai puțin de o lună. Primul ministru de la Atena a anunțat că hotelurile se vor redeschide de la 15 iunie. De asemenea, zborurile internaționale vor fi reluate de la 1 iulie, iar guvernul mai dă o mână de ajutor turismului prin tăieri de TVA. Sezonul turistic va începe oficial în Grecia pe 15 iunie, a anunțat premierul într-un discurs televizat. Este o întârziere de 2 luni provocată de restricțiile impuse pentru limitarea răspândirii noului coronavirus. În condiții normale, sezonul ar fi început în aprilie, așa că autoritățile vor să profite la maximum de timpul rămas, mai ales că turismul generează până la un sfert din PIB-ul țării. Turistica perioada se începe pe 15 iunie, imerominia din care se vor putea anixa epocica xenologia. Και από 1η Ιουλίου σταδιακά θα ξεκινήσουν και οι απευθείας πτήσεις εξωτερικού προς τους τουριστικούς μας προορισμούς. Στους επισκέπτες μας
θα γίνονται δειγματοληπτικά τεστ και θα τηρούνται τα γενικά υγειονομικά μας πρωτόκολλα, που δεν θα σκιάσουν ωστόσο ούτε το λαμπερό μας ήλιο, ούτε τη φυσική ομορφιά της Ελλάδος. Pentru hotelierii greci, prioritatea în acest an atipic este supraviețuirea. Ei vor să extindă sezonul cât de mult pot ca să-și acopere măcar costurile. Ουσιαστικά στην ρεσεψιόν κρατάμε τις αποστάσεις, βάζουμε γάντια και μάσκα, το ίδιο και στο κουζίνα και στο πρωινό, ώστε να αποφεύγεται η οποιαδήποτε επαφή. Τα πρωινά τα σερβίρουμε στα δωμάτια, έχουμε καταργήσει το χώρο του πρωινού, αλλά και τα τραπέζια, εάν θέλει κάποιος πελάτης να κάτσει στον ελεύθερο του χρόνο, τα έχουμε απομακρυσμένα ώστε να μην έρχονται σε επαφή και να μην υπάρχει συγχρονισμός. Γερμανία, Ισραήλ, Τσίπρος και Βουλγαρία sunt printre primele țări cu care Grecia vrea să reia legăturile. Anul trecut 30 de milioane de străini au intrat în țară, iar unul din 5 greci lucrează în turism. Tehnologia pe care ar putea fi construite viitoarele aplicații care să spună oamenilor dacă au fost sau nu lângă cineva infectat cu noul coronavirus a fost lansată de Apple și Google. Cele două companii au colaborat pentru realizarea acestui schelet digital. Nu este vorba de un program de sine stătător, ci despre un set de funcții și proceduri ce pot fi integrate în diverse aplicații pentru iOS și Android. Foarte multe state au menționat că oamenii ar putea fi notificați dacă au fost în apropierea unui bolnav de COVID-19 prin intermediul unui program instalat pe telefon. Tehnologia Google și Apple ar face asemenea aplicații mai precise, mai eficiente și mai fiabile, se laudă cele două companii, păstrând în același timp intimitatea utilizatorilor. Aplicații pentru detectarea apropierii de o persoană infectată sunt active în 16 țări, printre care China, Ungaria, Israel și Arabia Saudită. A sosit momentul jurnalului de seară. Cosmin Prelipceanu este alături de noi. Bine ai venit, te ascultăm! Bună seara! Foarte multă emoție în jurul imaginilor de la supermarket. Știți povestea? Cineva care ar fi refuzat să-i se ia temperatura a ajuns să fie trântit la pământ de polițiști. Doar că toată povestea asta are toate datele unei provocări și ne vom da seama împreună de aceste lucruri pentru că vom viziona integral imaginile de la supermarket la jurnal. Începem la ora 20, vă aștept! Cosmin, mulțumesc, atât am avut de spus pentru astăzi, ne revedem însă și mâine de la 19 aici, la Business Club. Rămâneți cu bine!